păstrat credința noastră și în veci n-o voi lăsa. A fost toată viața voastră, este toată viața mea. Spune că în vremea când ați fost cu episcopii ceilalți la Sighetul Marmației, n-ați fi fost niciodată brutalizați sau vi s-ar fi făcut de toate comoditățile. E adevărat ceva dintre asta? Cine? Ce când a fost? Închisoare, la Sighetul Marmației. Când a fost în închisoare? Da. Cum? Când ați fost în închisoare la Sighetul Marmației. Ascultă, când a fost închisoare, discret, am fost îmbrăcați din cap până în picioare de robi și tratați de robi. De multe ori numai pentru a ne bajucuri. Și cât a stat în Sighet? Acolo noi am stat episcopi 4 ani, 7 luni și 11 zile. Încă 7 ani n-am văzut umplând oameni pe stradă. N-am văzut. Milițieni și soldați piturele. Cu ordine că cine se uită pe fereastră, prin grate, se tragă el. Știi? Da. Dar când a venit vorba și atunci capitanul mi-a făcut multă impresie, știi, că vedeam pe el că se bucură, știi, și că va fi un început, știi. Da? M-a întrebat că dacă ăsta, că ce în 3 zile trebuie să execute, știi, și să raportez, știi. Și atunci mă întreabă că genul respectivul să arate cu precizie că unde îl dorește să domiciliez. Zic, domnule capitan, eu n-am fost un om fără domiciliu. Și n-am voit nici cu un cuvânt să supăr, știi? Și să fac observarea că cel care e fără domiciliu e vagabond. Eu n-am spus cuvântul ca să nu supăr, nici cu un cuvânt. Eu am avut domiciliul meu, care e de drept a rămas, Cluj-Galamoților 26, adică reședință. La 82, 83, 84, am dorit să spun cuvânt sincer, cu toată dragostea pentru neamul meu și pentru țară, lui Ceaușescu, ca șef al statului, on Cezare apelul. N-am căpătat. Și am voie să văd semințencenarul îmbrăcat, știi, sărbătorit, în lumină, în aureola tuturor reabilitărilor. Că am spus că nu numai o datorie sfântă față de biserică, fac acest memoriu ca l-am făcut în viață, cu o lună înainte de 1 decembrie, ca să fie vreme de biserică. Ci, marele interes ale neamului și ale țării în aceste zile de grele și mari îngrijorări. Era la curte chestiunea cu ceoslovaci. Și atunci n-am căpătat nici. Din pătrângă, am văzut și am trăit, dragă părinte Teofilici, am trăit 1 decembrie. Domnul știe, lăudând și preamărind pe Domnul. Ce ați făcut în ziua aceea? M-am rugat. Și am cântat ceea ce am spus eu la Alba Iulia, la 1 decembrie 18. Am cântat cântecul care am zis, pe toți i-am invitat, cântecul nostru în ceasul bucuriei, împlinirii dreptății, să fie dreptatea ta, Doamne, dreptatea mea și cuvântul tău, adevărul. Așa, ăsta m-am cântat și am ceșit și m-am ulit în fața Domnului și am sărutat cu mâna prea sfântă și tot puternică și prea bună pentru darul dragostii cu care a permis să intrăm în această încercare, știind ce face Domnul și a așezat temelie de înălțare pe martirii de care ne-a învrednicit, a permis. Ei n-au făcut bine, dar nici Domnul a scos el cel bine mare, care va trăi peste viacul femeii. Cine va fi fericit, pe ăsta să zidească și pe ăsta să zidească și înălțarea neamului și a țării. Să vă întreb ceva, Excelență. Uite-te-la, uite-te-la. Și așa am cântat dreptatea ta, dreptatea viac și cuvântul adevărului. Și la 1 decembrie 1948, când 6 episcopi, când s-a iscărit acel decret, erau văzuți de 36 de soldați la capul locului. Și n-am mai coborât de pe armă încărcată, baioneta din la spatele nostru, 7 ani. Și apoi, celălalt internat și pe domiciliu obligatoriu. Și așa, așa, eu cred în nemurirea dreptății. Eu cred. Ascultă, dragi. Pentru înălțarea, pentru înălțarea. Astea sunt singurele. Fă deci să fașească darul lui Dumnezeu. Într-o neputințele noastre ne rugăm pac prea curate. Ca bună mărturie. Să preamărim pe Domnul. Bună mărturie, neînfricați și neînfrâți, mărturisitori ai drepte credințe până la sfârșit. Ieșind din luptă învingător, luptă spirituală, știți, de rugăciune, să împâinăm, să ne vrecem, am china toate puterile ființe noastre, înălțarea, într-unălțarea scumpei noastre biserici, renăscută din durerile mari încercări. Credeți prezentarea bisericii, cum s-a făcut până acum, suprimarea ei, ca și un act de injustiție, ca și un act violent, act plin de lacrimi, plin de spini, plin de durere, credeți că e bună sau probabil mai este și fața cealaltă, care vede Dumnezeu de sus, unde se bucură El? Nu numai zic. Asta eu am spus și toată calea peregrinării noastre. Este calea fericirilor. Calea fericirilor. Da. Și nu numai zic, dar am fost, că poate s-a spus și în trecut. O clipă de depresiune sufletească n-am avut în decurs de 28. O clipă nu. Eu nu spun pentru mine, nu eu. Voi spune că sunt apostol, darul Domnului. Și vă spun asta pentru a-L preamări pe El. Știi? Asta este. Că zici că nu-i... Și n-am niciun resentiment față de nimeni. Nici față de cei care v-au lovit? Nici pentru... În primul rând, nici pentru ei. Pentru că Domnul ne spune, rugați-vă pentru cei ce vă persecută și faceți bine celor ce vă fac rău. Faceți bine celor ce vă fac rău. Binecuvântați, nu vă răstămați. Știi? Ca să fiți fiii Tatălui vostru din cer. Asta. Și atunci, așa am pus în memoriu. Ei au trecut rând pe rând, punând bună mărturie pentru credința care o purta un suflet în memoriu. Binecuvântând, nu blăstămând. Așa cum ne-a învățat Domnul. Știi? Da. Apoi un aliniat de un șir în memoriu, stacato, morți, cum zice italian. Ei au murit cum mor sfinți. E bine, n-am nici față de ierarhie, care a făcut și a iubilat când sora, biserică, sora, era în durere și suferi. Ba nu numai atât, dar cum lucrat cât se poate. Da. Pentru o altă ierarhie pune sus de tot, am rugăciunea ca Domnul să reverse în sufletul lor lumina căii Damascului, care au revărsat-o supra lui Pavel. E un lucru, mă, da. Adică mutaia trăiesc pentru biserică. Pentru biserică. Și iar, tot repet, nimeni să nu încerce altă cale decât asta. Temeria care a așezat-o Domnul a permis să-ți părțânge pentru iubirea care o are pentru biserica noastră. A fost încercarea asta. A fost și darul. Și bine a uit, a primit jertfă ce i s-a pus. Ale sale, din ale sale. Din darul Domnului. Ce s-a pus. Și asta e temerie din la țară. Asta e calea. Dar eu am citit, el a vorbit, eu cu hotărârea în mână, n-am citit începutul și sfârșitul, inspirația momentului, știi, ca o doxologie, știi, că mulțumesc, nu ca, dar stenograful, știu, stenografiat cuvânt din cuvânt, știi, în asta, cuvânt din cuvânt, unde zic și soarele, iată, și revarsă-le ca binecuvântare. Tu spune stenograful, atunci soarele se arată că era posomorită vremea, acoperită cu nori și nu știu ce. Ascultați lumii fericiți ce s-au hotărât. Știi în asta, la peană. Am început să zic. Când am terminat, ați ascultat. Și apoi venea iară, că pe iară tot în paranteză. Aplauzele. Bun, aplauzele și muncea. Preasfințite, la Alba Iulia, în 1918, împreună cu ceilalți episcopi ai bisericii noastre, catolice române și ai bisericii ortodoxe, ați reprezentat suflarea românească din Ardeal și ați avut darul de a rosti cuvinte care vor rămânea pentru totdeauna în amintirea oamenilor. Ne le puteți da și nouă cuvintele acelea? Oprește puțin că văd păi. De a ieși din sala în care s-a hotărât de Consiliul Național Unirea Transilvanei cu Patria Mamă, împreună cu Dr. Miron Cristian, atunci episcop de Garanseleș, să vestim mulțimii de peste 100.000 care la poarta cetății Albei Iulie, pe câmpul lui Horea, aștepta cu nerăbdare hotărârea adusă. Am avut fericirea ca împreună să ducem această hotărâre pentru a fi ratificată și de această mulțime venită din toate unghiurile locuite de români și de toate părțile.